Sezonul 7 din uimitoarea lumea lui Gumball se apropie cu pași repezi și deja avem câteva informații interesante despre noile episoade. Fanii animației așteptau de multă vreme să afle câteva noutăți, iar acum putem discuta despre unele detalii despre aceste episoade. Astăzi vom explora puțin titlurile care au apărut și vom specula așa puțin ce ne-ar putea aștepta în următorul sezon. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să spulberați butonul de subscribe pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la George care zice Dacă curaj ar fi un cerber, ar fi avut 3 capete. Deci teorie falsă. Ei bine, teorie falsă sau nu, ideea este că animațiile oricum ne permit să ne jucăm cam cu orice scenariu. Iar curaj ar putea practic să devină cam orice. Inclusiv un cerber cu trei capete. Pus că el se transformă cam în ceea ce își dorește în serie, deci ar putea teoria asta să meargă cât de cât. Ar să revenim la uimitoarea lumea lui Gumball. După ce sezonul 6 s-a încheiat cu un cliffhanger major, fanii au rămas cu o mulțime de întrebări așa. Și anume despre ce se va întâmpla cu personajele și cu orașul Elmore. Fangerul a lăsat așa un mare gol în această poveste veste, iar multe speculații s-au făcut așa în comunitățile fanilor despre ceea ce urmează. Totuși, așteptarea pentru răspunsuri nu va fi prea lungă, cred, pentru că sezonul 7 este in the making, acum la Hanna Barbera Studios. Probabil că vom avea totuși de așteptat vreo 2 ani până când va apărea seria efectivă. Totuși, recent am primit o veste destul de bună, așa, și anume titlurile primelor episoade din acest nou sezon. Titlurile confirmate până acum sunt The Burger, The Assistant, The Distance, The Bats, The Thing, The Cheerleader, the astrological, the letter, The App, the Traffic, The Boring, The Portrait, The Cancellation Gation, The Gut, The Repression, The Eagles, The Trumpet, The Speedrun, The Gourmet, The Climb, The Teacher, The Summoning, The Survivalists, The Homework, The Scooter și The Proposal. În total sunt 26 de episoade confirmate toate în producțiile Hanna Barbera Studios Europe. Primul episod intitulat The Burger pare să fie despre Gumball și Darwin care își dau seama că nu pot mânca sănătos în orașul lor. Acest episod promite așa să fie destul de amuzant, dar și probabil un comentariu mai să satiric așa la adresa fast foodurilor și a obiceiurilor alimentare nesănătoase. Bine, cei care urmăresc de multă vreme serialul știu că nu e doar despre comedie în lumea lui Gumball, ci și despre unele reflexii cu privire la viața de zi cu zi. Așa că așteptările din acest punct de vedere sunt destul de mari așa. Totuși, cea mai mare întrebare a fanilor este cu siguranță cum va fi rezolvat acel cliffhanger din sezonul 6, pentru că la acel episod am cam fost lăsați în aer, când Gumball și prietenii săi s-au confruntat cu acel The Void imens, care să înghită tot. Acest vid numit The Void este o parte destul de importantă așa, a serialului, reprezentând toate lucrurile uitate sau eliminate din realitatea din Elmore. Întrebarea este așadar ce s-a întâmplat cu personajele în acel moment și cum va afecta asta viitorul sezonului 7. Mai mulți fani sunt de părere că episodul acela The Cancellation Gation ar putea avea legătură cumva cu Voidul. Și cu tema asta a serialelor anulate sau pierdute. Poate că personajele se vor confrunta așadar aici cu propria lor anulare. Sau vor descoperi cine știe un univers alternativ în care serialul lor nu a mai existat. Acesta ar putea fi un episod foarte interesant din acest punct de vedere. În stilul foarte clasic al serialului. Care deseori a jonglat cu idei complexe și parodie asupra culturii populare. Un alt episod care pare interesant este The Astrological care ar putea explora așa semnele zodiacale de acade din această serie. Este posibil ca și acest episod să fie o satiră la adresa astrologiei și a modului cum oamenii își ghidează viața după horoscop. Un alt episod însă care nește curiozitate este în mod clar de proposal, care ar putea sugera chiar o cerere în căsătorie între două personaje. Oricum, pe măsură ce informații despre aceste noi episoade vor mai apărea, vă voi mai ține și eu la curent. Până atunci însă, dacă sunteți curios să aflați mai multe despre animațiile populare, precum trailerul pentru filmul Sonic 3, puteți da un tap chiar aici.